Się masz, mamo. Uite, smulgem niște buruieni, da? Știi cu așa-i? Ei, ce-i? Trotinet? Și de unde ai? Am făcut eu afaceri bune. Afaceri? Da. Tu? Da. Bună? Da. Tu ai făcut o afacere bună? Da. Ultima dată când ăsta a făcut o afacere bună, a dat 100 de milioane pe chili de fasole. Clupă călită la gec și brezul de fasole, e adevărat. Problema lui, acum și facem noi cu gâsca de aur. Stă cu găinile sau cu noi în casă? Ca să vedeți și bună afacere stă el. Vai de mine, dar câți bani ai dat pe trotineta așa? Niciun bani. Și atunci ce ai făcut? Am luat-o la schimb. La schimb cu ce? Cu calul și căruța. Păi ai nebunit? Calul și căruța străbu la câmp, băi. Cum să dai pe așa ceva? Drept să zic că-ți bucuroasă că nu o dat asta la schimb. Da, mă, mică, dar asta ai mai mult viteză decât calul. Și plus că calul se bali, faci gen de mâncare. Asta nu mai băgat-o în priză și... Ai plecat. Rachetă. Băi, deșteptule, dar cum care tot trifoiul de pe câmp? Îl pui la timp pe schinare? Păi la ce mai trebuie trifoi dacă n-ai cal? Calul mânca trifoiul. Atunci, barabul, păpșoi sau ceva, nu trebuie carat ce avem pe câmp? Aoleu. Cred că am făcut o mică greșeală cu trotineta, dar ce zi faci, m-a luat tare. Eu când am văzut cu luminițe, cu butoane, cu astea, m-a luat din prima așa, m-a fascinat că la cal n-ai de astea, n-ai butoane, ai doar comandă vocală, cu hăiți și cu ceală și cu iha, dar nu mergi tot timpul, mai dă eroare, e ca la baterie la telecomandă, când e uzată nu mai mergi din prima, așa și cu calul. În schimb, trotineta, când ai apăsat din prima, mergi. Mergea cu să-l schimbi înapoi, că dacă nu te năhăm pe tine la căruță și ai să care du-te cele. A, măi, mamică, că e fain asta, eu aș vrea să păstrez și pe asta și dacă recuperez calul, să dau un schimb altceva, nu știu, vreo căruță de lemn, dau și toporul și la bun, numai să-mi iunez mie, ai cum și fain, ia guma, de astea. Hai, dai drumul! Vreau și fain. Ce faci? Unde-i calul? O zi mi-ai că nu mi-l dă înapoi, că eu am fost de acord să-l schimb și acum o zis că și el ar treabă la câmp și o să mă descurc. Mergi la Mihai și îi spui că dacă nu schimbă trotineta cu calul, eu mă duc la poliție. Mergem la poliție. Gata, am mutat. Mă duc. Îi zic. Și acum ce ai rezolvat? Nimic. Nu i-ai zis că mergi la poliție dacă nu ți-o schimbă? Ba da. Și el ce-o zis? O zis baftă multă că oricum tata e șef de post și mergi degeaba, n-ai ce să-mi faci. Și tu ce ai zis? Ai dreptate, n-am ce să-ți fac. Și el ce-o zis? A început să râdă. Și tu ce ai făcut? Am început să plâng. Și el ce-a făcut după aia? A început să râdă și mai tare. Și tu ce ai făcut după aia? Eu m-am oprit din plâns, că îmi pare rău după cal, dar îmi pare bine după trotinetă. Păi la ce dracu ți-o trebuie trotinetă? Că jumătate de sat nici n-are asfalt. Unde mergi cu ea? Ei, cum unde mă duc cu ea? Mă duc duminica la biserică, poate o leacă la crâșmă în sat. În primul rând, tu la biserică n-ai mai fost de 7 ani și la crâșmă dacă mergi, îți mirești nasul cu ea. Eu nu înțeleg de ce mămica n-are deloc încredere în mine, că doar o văzut și bine mă descurc cu trotineta. Bam, bam, expert. Nu, e adevărat, mămică, că eu chiar mă pricep. Uite, dacă vrei acum, mă urc pe ea și ai să vezi și bine merg prin sat. Uite, să nu zici că... Dacă eu vă zic că e, merge treaz. Gine că nu bău, că altfel își rupe gâtul până acum. Poate o leacă aș mai putea să mai învăț, dar oricum în principiu mă pricep. Nu e așa de rău cum zici mămica. Dar acum am alt plan să fac să recuperez calul. Mă duc la poker, că Mihai joacă poker în sat. Și atunci aș câștig, pun trotineta la bataie și câștig înapoi și calul și căruța și păstrez și trotineta. Eu acum trebuie să mă strâng fasola de pe câmp. Acum și fac. Cum facem? Păi mămic, m-am hotărât. Mă duc la poker în sat și câștig și rezolv eu. Ce să faci tu la poker, mă? Tu nici nu știi câte urechi ai, mă. Că tu, când ai auzit de chintă, ai crezut că e alună și crești în copac, că e rudă cu aluna. Nu e adevărat, eu chiar știu să joc poker. Serios? Când ai câștigat ultima oară? Și a trecut, am avut careu. Ce ai avut tu în careu, mă? Că ai jucat pe teren la școală, în careu acolo, mă. Ah, da, ei, am știut eu ceva de careu, vezi, tot mă pricep. Hai că mă duc, hai să vezi că rezolv. Ce ai făcut? Ai câștigat? Nu, am pierdut și trotineta. Și de ce ești disculț? Că am pierdut și papușii și ea bun de duminică. Acum nici mai am cu să merg la biserică.
Eu presum că tu ai să mergi cu vânătăi de acum. Da, mamă, dar oricum zicei că e periculos cu asta, așa mai bine pe jos, ești mai în siguranță. Dacă tu nu recuperezi calul, numai în siguranță n-ai să mai știi de acum. Drept să zic, nici n-am ce să fac. Omul a câștigat și instilat la poker. O a avut și în ceaș. Mai și instilat, dar nu se poate. Dar pe de altă parte, mămica mai cumpără alt cal, dar eu altă casă nu mai găsesc. Așa că am luat bicicleta și e bună și am mers în sat și am pariat-o și pe ea. Am zis, ori câștig și recuperez tot, ori mă mut și fără bicicletă. Place? Și face și cu asta. Asta e mai bun decât calul. Că nici nu nechează, nici nu se baleg, nici nu are nevoie de mâncare. Și asta nici nu pleacă de la crâșmă fără tine dacă te la băut. Te așteaptă. Și calul? Ia să-l păstreze, că e mai bun asta. Și pe ăsta de unde l-ai? Ei, de unde? L-am câștigat la poker. Serios? Păi da, nu înseamnă că mă pricep. Dar cum l-ai câștigat? Ei, cum? Am avut full de aș. Și el ce-a avut? Și el a avut full de aș, dar unul mai mic. Cum adică? Păi am avut full cu 6 aș, eu l-am avut numai cu 5. M-am prins eu când îl duși capul, dar până la urmă... Parcă nu e așa de rău când văd că nu e cel mai prost din sat. Clopăcălită la cât Jack și vreau și pasurile de bani. Clopăcălită la cât Jack.